Bună ziua tuturor! Îmi revine mie onoarea și plăcerea de a modera webinarul de astăzi. Prezentările care vor fi și, evident, discuțiile care sper să fie cât mai pline de conținut, pentru că ne-am propus să răspundem la o întrebare foarte simplă. De ce o carieră în domeniul feroviar și al transportului urban? Evident că cartea de vizită a Facultății de Transporturi este reprezentată de absolvenții noștri și de realizările profesionale ale acestora. Evident că această carte de vizită are în spate este acoperită și de un corp profesional de elită care a creat numeroși profesioniști de care astăzi Facultatea de Transporturi cu care astăzi Facultatea de Transporturi se mândrește. Nu vreau să monopolizez eu foarte mult această introducere. Rugămintea mea este ca toți participanții să încerce să se încadreze în 3 minute de prezentare. Nu vom vorbi și nu vom prezenta firme, vom prezenta absolvenți și realizările profesionale ale acestora, dorințe, împliniri, realizări, proiecte de viitor, totul plecând de la opțiunea făcută la un moment dat de a da admiterea la Facultatea de Transporturi. Evident, fiecare vorbitor, fiecare invitat care va lua cuvântul, va face și o scurtă prezentare a companiei pe care o reprezintă. Cum spuneam, nu vreau să lungesc foarte mult această introducere, ci vreau să o invit pe doamna decan, doamna Ilona Costea, de a ne face prezentarea Facultății de Transport. Doamna decan. Mulțumesc frumos, domnule prodecan. Bună dimineața tuturor. Mă simt onorată de a face astăzi prezentarea Facultății de Transporturi. În primul rând, pentru numărul mare de participanți, am văzut că sunt destul de mulți intrați astăzi. Mulțumesc organizatorilor pentru această oportunitate pe care ne-au oferit-o de a face prezentarea în cadrul webinarului. Cu siguranță, prezentarea facultății o să dereze un pic mai mult de 3 minute, așa cum a prezentat domnul prodecan Popa. Vă rog frumos să-mi permiteți să fac share la prezentare. Ok. Sper că este ok și toată lumea vede prezentarea? Da, da, este bine. Ok. Mulțumesc frumos. Așa cum ați prezentat și dumneavoastră mai devreme, o să începem cu un scurt istoric al Facultății de Transporturi, de unde am plecat și unde am ajuns în prezent. Nu putem face absolut nimic fără să prezentăm istoria pe care noi o avem în spate. Facultatea noastră a pornit în 1948 ca Facultatea de Căi Ferate. Ulterior, la vremea respectivă aveam specializarea circulație și exploatare, ulterior ingineria transporturilor, în prezent ingineria transporturilor. În 1949, Institutul de Căi Ferate și-a modificat denumirea de la facultate. În 1953 a fost adusă catedra de specializare, catedra și specializarea centralizării și semnalizării feroviare, ulterior telecomenzi feroviare. Această specializare era la Facultatea de Electronică și a fost adusă în cadrul Institutului de Căi Ferate. În 1959 am trecut la Facultatea de Transporturi în cadrul Institutului Politehnic din București. Tot în 1959 este adusă specializarea autovehicule rutiere în cadrul facultății noastre. În 1972, partea de telecomenzi feroviare a fost introdusă în Facultatea de Transporturi, iar în prezent avem 4 departamente.
autovehicule rutiere, transportul, trafic și logistică, materialul la îndecare ferată și telecomenzi și electronică în transportul. Toate aceste departamente gestionează 5 programe de studii. Programele de studii care sunt gestionate de departamentul autovehicule rutiere, amândouă sunt în domeniul ingineriei autovehiculelor și aici avem autovehicule rutiere și ingineria sistemului de propulsie pentru autovehicule. Acestea sunt programele pentru partea de licență. Bineînțeles, avem și 3 programe în același domeniu pentru un studiu de 2 ani de zile, cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor, sisteme și tehnologie avansate în domeniul autovehiculelor, sistemul integrat în vehicul mediu. Și bineînțeles, domeniul autovehicule rutiere este încadrat în școala doctorală. Departamentul materialului la îndecare ferată gestionează un program de licență, vehicule pentru transport feroviar, un program de licență de 4 ani, care este în domeniul inginerie mecanică, dar de asemenea și 3 programe de masterat de 2 ani de zile, vehicule feroviare de mare viteză, fenomene de interacțiune vehicul care de rurale, ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar. Toate cele 3 programe de masterat sunt considerate studii aprofundate în ceea ce înseamnă continuarea celor 4 ani de licență în domeniul ingineriei mecanice. Bineînțeles, aici avem 2 domenii pentru masterat. Este domeniul de inginerie mecanică, unde avem 2 dintre cele 2 masterate, respectiv vehicule și fenomene, și ingineria mediului, ca și domeniu, bineînțeles, este ultimul masterat prezentat aici pe pagina Ingineria Mediului și Managementul Calității în domeniul feroviar. Doresc să precizez faptul că această specializare este specializare unică în România, nu există la o altă universitate sau facultate din România. Este specializare unică. Bineînțeles, această specializare are și parte de studii doctorale în cadrul școlii doctorale a Facultății de Transporturi, atât în domeniul ingineria transporturilor, cât și în inginerie mecanică. Departamentul Ingineria Transporturilor, avem Ingineria Transporturilor și a Traficului, ca și specializare, domeniul ingineria transporturilor, programul cu același nume. Avem și aici 3 programe de masterat, logistica transporturilor, transportul și trafic urban și management în transporturi. Suntem pe cale ca management în transporturi, masteratul să avem admitere pentru acesta în limba engleză, să fie transpus în limba engleză, astfel încât să răspundă cât mai bine cerințelor de pe piața, în acest moment. Foarte multe companii din industrie ne-au solicitat ca noi în domeniul transporturilor, indiferent de cele 4 domenii pe care noi le avem, să avem și în limba engleză programe. Un prim pas este făcut, partea de management în transporturi va fi transferat în limba engleză. Începând cu anul 2022 vom avea în limba engleză admitere. Bineînțeles, și această specializare are studii doctorale în domeniul ingineria transportului în cadrul școlii doctorale de la noi din facultate. Telecomenzi și electronică în transporturi este programul care este gestionat în inginerie electronică, telecomunicații și tehnologie informaționale ca și domeniu. Licența este de 4 ani, cu același nume ca și al departamentului, telecomunicații și electronică în transporturi. Aici avem 2 programe de masterat, sisteme inteligente pentru transporturi și sisteme telematice pentru transporturi. De asemenea, și pentru sisteme inteligente pentru transporturi, noi am luat decizia ca din 2022, la fel ca și management în transporturi, să fie predat în limba engleză. Deci, practic, în 2022 vom avea 2 programe în limba engleză, urmând ca în anul 2023 să mai venim cu încă 2 programe de studii. Un program în domeniul ingineriei mecanice,
de la Departamentul Materialul Am pentru Care Ferată și un program de la Departamentul Autovehicule Rutiere. Și sperăm ca cele patru masterate să acopere cerința de pe piața muncii, respectiv industria, așa cum ne-a cerut să acoperim cerința. Bineînțeles, și la acest program avem conducător de doctorat care activează în cadrul școlii doctorare din domeniul transporturilor, în domeniul inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale. Aș dori să prezint câteva poze din laboratoarele pe care noi le avem de la fiecare departament în parte. Să spunem așa, una dintre cele mai de succes laboratoarele noastre cu echipamente de ultimă generație. Aici avem, începem cu Departamentul Autovehicule Rutiere și aici avem câteva imagini de la laboratorul diagnosticare a autovehicolelor. Acest laborator, după cum vedeți, este sub sigla Bosch, deoarece a acordat finanțare pentru a ne dota acest laborator în cadrul facultății. Așa cum îi spune numele, diagnosticarea autovehiculor sunt făcute absolut toate laboratoarele și cursurile referitoare la diagnosticare, dar de asemenea este și centru de școlarizare în acest domeniu și bineînțeles și parte de cercetare externalizată la cerința industriei în funcție de oportunitățile, în funcție de, să spunem așa, proiectele care apar pe parcursul anului sau în funcție de fondurile care sunt alocate pentru acest tip de cercetare. De asemenea, aici avem tot din câteva fotografii, tot din Departamentul Autovehicule Rutiere. Aici avem câteva fotografii din laboratorul de combustibil și lubrifianți, de la caroserii de asemenea, unde sunt studiate diverse elemente legate de dinamica autovehiculor, de combustibil, de caroserii și așa mai departe. După cum vedeți, atât din punct de vedere software, cât și din punct de vedere infrastructură, avem, suntem, să spunem așa, în pas cu ceea ce se întâmplă. Pentru laboratorul, pentru departamentul materialul de care ferată, avem de asemenea câteva fotografii din laboratorul de frâne pentru vehicule feroviare, laboratorul de tracțiune electrică, laboratorul structuri portante. De asemenea, și în cadrul acestui departament avem sponsorizări semnificative în cadrul departamentului. Recent am semnat de asemenea o sponsorizare pentru ceva echipamente pentru aceste laboratoare. În permanență, să spunem așa, și în cadrul departamentului materialul am pentru care ferată, încercăm să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă zi de zi și să aducem echipamente de ultimă generație. Dar, bineînțeles, fără să nu avem echipamente din trecut, nu se poate, pentru că asigurăm și mentenanța și trebuie să ne uităm și la mentenanța vehiculor feroviare, nu doar la ceea ce se întâmplă în viitor. Sunt foarte multe vehicule în acest moment care necesită mentenanță și cu siguranță asigurăm și partea aceasta de mentenanță prin cursurile și aplicațiile pe care colegii de la materialul an le fac cu studenții noștri. De asemenea, tot în cadrul acestui departament avem și laboratorul tehnic pentru achiziții și prelucrări de date și câteva imagini din laboratorul dinamica vehiculor de care ferată. La departamentul inginerie transporturilor avem trafic și logistică, avem prezentat laboratorul sisteme integrate GIS-GPS. De asemenea, avem prezentate diverse aplicații la disciplina sisteme de transport, laboratorul de tehnologii manipulare, depozitare și transport intern. Aici predominant este partea de software, dar
Avem și parte de teren, după cum vedeți, chiar am ales să punem o fotografie cu studenții noștri aflați în practică sau în vizită la la unul dintre partenerii acestui departament. La fel, avem câteva imagini de la laboratorul de transport multimodal, laboratorul tehnologii de manipulare, depozitare și transport intern. Aici laboratorul se desfășura, pentru că anul acesta avem parte online în cadrul depozitului de la Decathlon și practic studenții noștri au văzut ceea ce se întâmplă real, și laboratorul de trafic rutier, de asemenea câteva fotografii, uitați cât de pestre sunt fetele aici. La departamentul telecomen și electronică feroviar, aici avem pentru transporturi, avem laboratorul de sisteme de dirijare a traficului rutier, câteva fotografii, unde avem de asemenea obținute prin diverse sponsorizări un automat de trafic. Laboratorul circuite integrate digitale, de asemenea, echipamentele sunt de ultimă generație, sunt chiar achiziționate de maxim un an de zile. Laboratorul tehnologii informaționale, de asemenea, cu echipamente noi. Aici sunt prezentate câteva imagini din laboratorul semnale și sisteme, sisteme de telecomandă și sisteme inteligente pentru transportul. Am încercat să fim să spunem așa, în acest domeniu este destul de, se schimbă, are o dinamică destul de rapidă și schimbările pot să fie chiar de la lună la lună, de la an la an, și atunci trebuie să fim în pas cu tot ceea ce se întâmplă și încercăm să acoperim atât din punct de vedere software în acest domeniu al electronicii, cât și din punct de vedere al echipamentelor fizice pe care studenții le regăsesc în laborator și nu numai, pentru că toate laboratoarele pe care vi le-am prezentat sunt laboratoare care sunt utilizate atât în cadrul programelor licență masterat, cât și în domeniul studiilor doctorale, pentru studenții Erasmus care vin la noi, pentru diverse proiecte pe care noi le avem în colaborare cu industria, dar și diverse proiecte de cercetare pe care noi le-am câștigat, fie pe fonduri naționale, fie pe fonduri europene, pe fonduri internaționale. Din punct de vedere al programelor Erasmus, pentru că trebuie să menționăm și acest aspect, facultatea noastră în ultimii 4 ani a avut o activitate intensă în ceea ce înseamnă aceste mobilități. Am ajuns la un număr de peste 29 de universități partenere din Europa, unele dintre cele mai cunoscute și cele mai bune universități la nivel la nivelul Europei. Avem, cred că peste, ca și medie, 30 de studenți pe an care merg să studieze minim un semestru la o universitate parteneră. Sprijinim foarte mult acest program și ne dorim ca studenții noștri să plece cât mai mulți în aceste programe, deoarece este un schimb atât din punct de vedere profesional, științific, dar cât și din punct de vedere cultural important pentru studenții noștri, atât pentru studenți, dar și pentru profesori care pot să meargă ca și profesori invitați la universitățile partenere. Să spunem câteva cuvinte și despre admiterea acestui an. Admiterea se desfășoară în 2 etape. În etapa de preadmitere, care deja a început undeva pe data de 5 aprilie și se finalizează pe data de 22 iunie înscrierea. Între 26 și 28 avem partea de analiză a dosarelor, pentru că prima etapă este o etapă care se desfășoară online. Ne bazăm pe mediile la matematică, fizică, informatică din liceu, dar
Proba a doua, matematică, este obligatoriu, ca și proba 1. Proba 2 este la alegere între fizică și informatică. Pot avea acces nu doar clasele de matematică informatică, ci și toate și științe și umane, deoarece au făcut 2 ani de fizică. Etapa a doua este o etapă cu examen scris. Etapa 2 începe pe 12 iulie. Înscrierea este undeva, se termină pe 17 iulie, iar pe 19 iulie este examenul scris. Este un examen unic cu două discipline într-o singură probă. La fel ca în prima etapă avem matematică, iar proba a doua este la alegere matematică, fizică și informatică. Informatica este adăugată nouă anul acesta, este primul an în care noi am optat pentru această disciplină ca și probă. Bineînțeles cu matriculările. Doresc să menționez faptul că avem în prima etapă scoase 376 de locuri, respectiv 80% din locurile noastre sunt prinse în prima etapă și 20% din locuri sunt prinse în etapa 2. Bineînțeles, am pus atât site-ul nostru, pentru mai multe informații ne găsiți la transport.pub.ro, iar partea de admitere la admitere.pub.ro. De asemenea, pe partea de transport, .pub.ro, pe site-ul nostru, găsiți și toate datele de contact ale facultății, dar și telefon, e-mail, dacă doriți să ne adresați și alte întrebări decât o să faceți aici în cadrul webinarului. Cam asta a fost prezentarea, sper că nu m-am lungit foarte tare cu această prezentare. Să lăsăm și invitaților loc să vorbească. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție cu întrebări în secțiunea de întrebări aici la Q&A. Vă mulțumesc foarte mult. Domn profesor Popa, vă rog. Mulțumim, doamna decan. Am două solicitări din partea domnului Costescu și din partea domnului Trandafir. O să îi rog pe dânsii să urmeze. Domnul Dan Costescu. Nu vă auzim. Dați drumul la microfon. Bună ziua, Alexandru Trandafir este numele meu. Domnul Trandafir. Se aude? Da, domnul Trandafir. Da, vă aud, mă auziți? Îmi cer scuze, din păcate o să intru într-o ședință puțin mai târziu și o să fiu nevoit să ies puțin din webinar. Ok, domnul, eu vreau să-i dau cuvântul domnului Costescu. Da, da, mă auziți acum? Da, da. Da, vă auzim, da. Da, vă mulțumesc pentru prezentare, doamna decan, domnul profesor, stimați colegi, deja văd o mulțime de cunoscuți aici, o să trec și eu repede la subiect, mă întorc întotdeauna cu drag în acest loc unde mi-am început practic cariera și activitatea profesională, unde am avut norocul, pentru că ăsta a fost marele meu noroc, să am un corp de profesori extraordinari, vorbesc de domnii Popa, Sebeșan, Burada, Buga, Filie, ca să nu mai vorbesc de lupii tineri de atunci, din nou domnul Popa, domnul Mazilu, Cătălin Cruceanu, care acum sunt la rândul dânșilor personalități. Am avut o școală extraordinară și mi-am dat seama cât de extraordinară este această școală când, după facultate, am început să mă întâlnesc cu ceilalți ingineri de cale ferată și când am văzut, practic, că rezultatul muncii generațiilor care au absolvit la noi sunt practic întinse în toată lumea. La ce mă refer? Mă refer la locomotivele și vagoanele pe care le foloseau toți vecinii din jurul nostru, pe care le găseam în Germania, le-am găsit în Brazilia, am găsit locomotive diesel în China și asta spune ceva. Asta spune că avem o școală de vehicule feroviare eficientă, care nu știu dacă lumea știe, de exemplu, în anii 2000 aveam 70% din producția de vagoane de marfă a Europei, da? În cazul în care știm că avem și producători în Germania și în Franța.
lucruri pe care le vedeam ca tânăr inginer și mă surprindeau plăcut atunci când profesorii noștri sau reprezentanții în colectivele tehnice intrau în adunările tehnice internaționale, sala se ridica în picioare pentru a-i primi. Sunt lucruri care astăzi par neverosimile, dar sunt lucruri care se întâmplau. Vorbesc de întâlnirea UIC și de contribuțiile pe care profesorii mei le-au avut acolo. Și multe alte lucruri pe care le-am descoperit în cariera mea de inginer, atât în țară cât și afară. Așa cum ne-a fost dată linia de domnul profesor, o să vorbim un pic pentru viitorii, sperăm, colegii ai noștri, ca să le explicăm ce am făcut noi și eventual să fim o mică sursă de inspirație pentru ei. În acest mod o să mă adresez în continuare lor, viitorilor noștri colegi, spunându-le practic ce am putut să facem noi cu această facultate. Eu personal, imediat după facultate, am reușit să înființez un colectiv de simulare și de elemente finte, simulare pe calculator, cu care am avut lucruri extraordinare, selectând studenți din ultimii ani, cei mai buni studenți pe care reușeam să-i găsesc și pe care reușeam să-i conving să lucreze împreună. Am făcut lucrări pe care peste 5-6 ani le regăseam în fișele UIC, în fișele, în euronormele scoase de autorități, și asta este un lucru frumos. Am reușit să înființăm un institut de cercetare și încercări în Germania, unde am omologat locomotiva românească diesel, un produs al electroputere, care încă mai circulă și astăzi ca locomotivă și care, pentru care pot să spun că a fost o realizare, pentru că eram în țara lui Siemens, eram în țara în care General Motors încercase să omologheze o locomotivă similară și nu a reușit. Acolo am reușit, tot cu un colectiv de ingineri români de material rulant, să dezvoltăm un sistem de achiziție de date care a fost primul în lume care reușea să facă acest lucru în timp real. Nu trebuia să te mai întorci acasă să procesezi datele. Aflai în timp real ce este coeficientul de deraiere cu siguranța și cu ceilalți parametri de calitate de mers. Lucruri care au fost adoptate apoi pe scară largă de toate administrațiile și de toate centrale mari de încercare. Sunt multe lucruri pe latura tehnică. Sunt lucruri care se pot face terminând această facultate și în domeniul managementului și în momentul business-ului. În anii 2000 am început încetul cu încetul, forțat fiind cumva de compania la care lucram, să mă implic și în partea de business a vehiculelor feroviare. Am auditat destule companii în vederea achizițiilor, am și achiziționat câteva pe care le-am coordonat și am încercat să le deschidem o piață în Europa. Este vorba, de exemplu, de Romvac Caracal, care a putut să aibă clienți în Germania, în Austria, în Italia, în Cehia. Și practic am reușit acest lucru tot cu aceiași ingineri de vehicule feroviare, pe care pe mulți îi cunoșteam din perioada studenției. Pe alții i-am cunoscut și i-am racolat mai târziu. Toate aceste lucruri nu cred că erau posibile dacă nu aveam o școală la nivelul celei pe care am avut-o și dacă nu reușeam să transferăm cunoștințele primite de la profesorii noștri în lumea reală. Sunt de acord cu direcția pe care a sugerat-o doamna decan. Avem niște specialități care sunt unice, multe dintre ele, dintre cele patru, sunt unice în Europa și chiar în lume, și trebuie să profităm de acest lucru, pentru că toată lumea are nevoie de specialiști, iar ideea cu învățământul în limba engleză este, mie mi se pare, o idee foarte bună. Nu o să mai lungesc foarte mult. V-am vorbit de realizările pe care le puteți avea în domeniile tehnice, cele în domeniul de business și de achiziție, cele, și important este, poate să menționăm și cele de administrație, pentru că cu vârsta și experiența poți aborda domenii și din domeniul administrativ. A fost cazul meu.
unde am avut onoarea și plăcerea să conduc niște companii importante din calea ferată. Este vorba de CFR, CFR Călători, este vorba de Ministerul Transporturilor. Un pas care a fost foarte onorant pentru mine a fost și numirea ca vicepreședinte al Comunității Căilor Ferate Europene, într-o companie selectă cu președinții căilor ferate germane, franceze și elvețiene. Pe scurt, ca să concluzionez, cu această facultate puteți face orice, puteți lucra în exploatare, folosind, mișcând trenurile, puteți construi trenuri, puteți lucra atât în țară cât și în străinătate, puteți lucra atât la firme private cât și la firme de stat și de ce nu puteți avea și o carieră feroviară academică în facultate, pentru că sunt sigur că domnul profesor așteaptă întăriri pentru generațiile care urmează. Mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim domnului Dan Costescu și vom continua foarte repede. Vom trece la trei colegi de-ai noștri din facultate și voi începe cu domnul Sergiu Olteanu. Bună ziua! Mă bucur să particip la această deosebită întâlnire. Eu mă numesc Sergiu Olteanu și în prezent activez ca șef de lucrări sau lector universitar în cadrul Facultății de Transporturi la Departamentul de Transporturi, Trafic și Logistică. Eu însumi sunt un produs al acestei facultăți și al specializării Ingineria Transportului și a Traficului, pe care am absolvit-o în anul 2011, iar ulterior am urmat cursurile de Master Management în Transporturi organizate în cadrul aceluiași departament. În paralel cu cursurile de master, mi-am început activitatea profesională în cadrul unuia dintre cei mai mari operatori de transport feroviar din România, de transport feroviar de marfă din România. Iar apoi, după finalizarea masterului, pentru că am dorit să fac un pas în plus, să-mi dezvolt cariera profesională și pentru că a venit și propunerea din partea profesorilor de a urma o carieră academică, am dat curs acestei invitații și am devenit cadru didactic și doctorand în domeniul ingineria transporturilor. Începând cu anul 2016, dețin titlul științific de doctor în domeniul ingineria transporturilor cu o teză care are legătură cu dezvoltarea terminalelor intermodale de mărfuri. Putea să mai spun despre facultate, consider că tot ceea ce sunt eu astăzi, din punct de vedere profesional, se datorează în mare parte profesorilor, celor care ne-au format în cei 4 ani de facultate, în cei 2 ani de master și nu în ultimul rând și în cei 3 ani de studii doctorale. Consider că școala aceasta a fost una foarte bună, m-a ajutat efectiv și atunci când am fost în producție, când am fost angajat al operatorului de transport feroviar, m-a ajutat să mă adaptez mult mai ușor și să răspund foarte, fără mari probleme sarcinilor care îmi reveneau prin fișa disciplinei. Încurajez pe toți care doresc să urmeze o carieră în domeniul transporturilor, nu neapărat doar în calea ferată, pentru că noi pregătim absolvenți care se pot adapta foarte ușor și în domeniul logisticii și în domeniul traficului de mărfuri și încurajez pe toți să aplice și să urmeze cu drag una dintre aceste specializări. Vă mulțumesc! Mulțumim! Am o întrebare către domnul Neculța, dacă ne va permite să intrăm un pic peste panelul dânsului pentru ca să dăm posibilitatea tuturor invitaților să vorbească. Cu rugămintea ca, evident, să încercăm să condensăm aceste intervenții. Da, nicio problemă. Mulțumim, mulțumim. Vom continua cu domnul Marius Gheții. Cu rugămintea să condensăm foarte mult
intervenția. Bună ziua tuturor! Numele meu este Marius Gheții. Mă simt onorat că particip la acest webinar, o premieră pentru, ce puțin, pentru Facultatea de Transporturi sau pentru mine să particip la așa manifestație. Sunt și eu absolvent al Departamentului de Material an de cale ferată, promoția 2015, specializare pe care am urmat-o și am ales-o, a spune, din pasiune. Nu a fost o decizie foarte complicată, pur și simplu am lăsat pasiunea să mă ghideze și m-a ghidat către această specializare pe care am urmat-o cu mare plăcere și cu ocazia asta vreau să mulțumesc profesorii pe care i-am avut, așa cum a spus și colegul Sergiu Ordeanu înainte, noi suntem produsul acestei școli, o școală de care sunt foarte încântat. Am urmat după licență ciclul de master în specializarea de vehicule pentru mare viteză, iar în paralel am lucrat în privat la compania Alstom în domeniul semnalizării feroviare ca inginer de testare și verificare ETCS, unde, cu toate că sunt absolvent de material rulant, am putut și consider că am făcut față frumos cu la un domeniu conex nou, și anume cel al semnalizărilor feroviare. Odată cu terminarea absolvirea masterului, am primit o, să spun așa, ofertă de a rămâne în mediul academic, o propunere sau o direcție pe care nu pot să neg că nu aș fi dorit-o, de a ajunge cadru didactic. De urmare am dat curs, am dat admiterea la doctorat, condiție necesară. În prezent sunt încă student doctorant și asistent la Departamentul de Material Rulant, unde susțin diferite laboratoare și proiecte pe, aș spune, chiar o plajă largă de discipline legate de domeniul feroviar. Aș mai avea să adaug că, deși am 3 ani și jumătate în cadrul acestui departament, pe această perioadă am întâlnit și am fost implicat în numeroase proiecte, atât de cercetare, care sunt chiar în prezent, împreună cu colegi din departament și colegi cercetători de la Institutul IPCA, cât și proiecte de consultanță în, cu mediul economic, adică cu o firmă, cu TÜV din Polonia. Ceea ce pot să spun că a fost o experiență și, de fapt, toate aceste proiecte duc la îmbogățirea experienței și sunt, într-adevăr, oportunități, aș putea spune, de neratat. Mulțumesc, am fost mai condensat. Mulțumim, domnului Marius Ghiții. Domnul Florin Badău, vă rog. Da, bună ziua! O să încerc și eu să fiu cât mai succint posibil. Mă numesc Florin Bădău și, asemenea colegilor mei care au vorbit mai înainte, sunt și eu un produs al Facultății de Transporturi. Sunt, cred că, cel mai mic, ca vârstă, membru al echipei din Transporturi. Am terminat cu o diplomă, am dobândit o diplomă de inginer în 2018. Am absolvit Departamentul Telecomunicații și Electronică în Transporturi. Ulterior am făcut și eu un program de masterat în sisteme inteligente pentru transporturi, program pe care l-am absolvit în vara trecută. Și începând din această toamnă m-am alăturat și eu echipei Facultății de Transporturi în cadrul aceluiași departament. Ca să vă spun așa pe scurt cum am ajuns eu aici, a fost oarecum am urmat într-un fel tradiția familiei, pentru că am avut părinții care au lucrat în domeniul feroviar, nu pe partea academică însă. Eu am luat o altă decizie, deci nu am fost chiar fără idee asupra domeniului. Ca student, facultatea a fost una frumoasă. E adevărat, ca orice facultate tehnică, există anumite rigori și primii ani sunt poate mai dificili pentru anumiți studenți, însă este necesar, mai ales pe partea noastră în telecomunicații electronice, în transporturi, pentru că departamentul nostru este responsabil
ca pregătire pe partea de feroviar, de a instrui viitorii ingineri de siguranță a circulației. Pe tot parcursul facultății am avut întreaga susținere a tuturor cadrelor didactice. Au avut pe tot parcursul celor 4 ani de licență, dar și pe parcursul anilor de masterat, diferite oportunități de colaborare. Au venit chiar firme din domeniul, din tipul anilor de studii deja, să ofere locuri de muncă sau oportunități de angajare pentru absolvenți și pot să vă spun chiar din experiența personală, bine, din experiența colegilor mei de serie, majoritatea lor erau deja angajați din anul 4 de licență, deja la masterat toată lumea era angajată. Din fericire, mă bucur foarte mulți chiar în domeniul feroviar, avem foarte mulți absolvenți și studenți care sunt angajați, de exemplu, la firme din domeniul cum sunt Thalesu sau Alstom-ul. Avem, evident, și foarte mulți care merg în partea de CFR. V-am spus, a fost o experiență frumoasă. Este o facultate frumoasă. Este o facultate practică în care vezi, după aceea când lucrezi în domeniul, rezultatele muncii tale. Astfel încât aș recomanda tuturor celor interesați să dea o șansă acestei facultăți, acestor specializări. Am avut și oportunitatea pe lângă să cunosc sistemul de învățământ de aici în România. Am avut șansa și unei burse Erasmus în cadrul programului de masterat. Am petrecut un semestru la Facultatea de Transporturi din Zagreb, din Croația, și a fost o experiență unică, în sensul în care mi-a deschis foarte mult orizonturile, și pe partea academică și pe partea profesională. Ca să vă spun sincer, la începutul, în primii ani, nu m-aș fi imaginat ca rămânând parte din în mediul academic, însă pe măsura anilor, pe măsură ce am ajuns să-i cunosc pe profesorii de la departament și materia și domeniul ca atare, interesul meu pentru acest domeniu a crescut și evident a culminat cu acceptarea mea a unei oferte de a mă alătura echipei. Cam atâta aș avea de spus foarte scurt. Îi încurajez pe toți cei care au înclinație spre domeniu să vină la noi în facultate, pentru că au ce învăța și au și șansa unor meserii foarte frumoase după. Mulțumim! Vom continua cu doamna Anca Burțuc. Microfonul. Aveți grijă la microfon. Mă auziți? Da, vă auzim. Sărut. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și doamnei decan și organizatorilor acestui webinar pentru onoarea pe care mi-au făcut-o de a fi în preajma unor personalități reale ale lumii feroviare românești, ca să spun așa. Am să fiu foarte scurtă, n-am să fac o descriere prea lungă a realizărilor mele, am să merg pe scurt. Sunt și eu produsul Facultății de Transporturi, promoția 1985. După terminarea facultății am făcut stagiile în exploatare. Sunt absolventa secției Tehnologia Transportului Feroviar și Telecomenzi Feroviare. După 2 ani de stagii m-am angajat, pentru că așa am avut repartiția la terminarea facultății, la Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transportul, ICPTT. De atunci, din 86, sunt angajat aceste instituții, care în timp a evoluat, s-a transformat în Registrul Feroviar Român, iar actualmente se numește Autoritatea Feroviară Română, organismul tehnic specializat în domeniul transportului feroviar și al transportului cu metrou. La momentul actual mă ocup de departamentul, de organismul de licențe, sunt director la organismul de licențe, unul din cele 3
organisme independente din cadrul APR-ului, alături de ASFR, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română și Organism Notificat Român. Eu mă ocup de partea de acordare a licențelor de transport feroviar operatorilor de transport feroviar sau societăților care doresc să devină operatori de transport feroviar. Mă ocup de această activitate încă de la înființarea departamentului serviciului și apoi departamentului de licențe din 1999, de-a lungul timpului deținând diverse funcții în cadrul acestui departament. Cam asta despre mine, două vorbe despre mine și aici am încheiat. Ceea ce vreau să spun este că eu cred că este o mare oportunitate pentru studenții și am să fac pledoarie, îmi cer scuze, am să fac pledoarie pentru cei de la partea de transport feroviar, adică material rulant și logistică feroviară, ca să zic așa. Este o mare oportunitate faptul că în ultimul timp sau, mă rog, în ultimii ani, se dorește întoarcerea către transportul feroviar pe plan european, nu mai la noi, pentru transportul verde. Aș spune că semnalul e pe verde pentru transportul verde și cred că este o oportunitate foarte mare pentru studenții care urmează secțiile acestea feroviare să se integreze și să contribuie la dezvoltarea și la revigorarea transportului feroviar atât în țara noastră, la noi, cât și pe plan european. Deci cred că este o foarte mare oportunitate pentru ei și cred că au foarte multe șanse și foarte multe ocazii de a-și arăta pregătirea care au dobândit-o în timpul facultății și cunoștințele pe care le-au dobândit de la o serie de profesori deosebiți și cadre didactice deosebite care sunt la momentul actual în cadrul facultății. Și cred că ar fi foarte bine ca să reușească în carieră și să aibă o carieră de succes, să-și găsească domeniul care să le placă și să un domeniu care în care își pot aduce contribuția și să răspundă la provocările care sunt în domeniul feroviar. N-aș vrea să mai lungesc, cam atât. Le urez mult succes. Mă bucur că v-am revăzut pe toți și sper să continue bunul renume al Facultății de Transporturi și în continuare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Vom continua cu domnul Gigi Gavrila. Bună ziua și mulțumesc mult pentru această oportunitate de a mă adresa viitorilor colegi, dar și foștilor mei colegi. Mă numesc Gigi Gavrilă, sunt președintele Autorității pentru Reformă Feroviară. Autoritatea pentru Reformă Feroviară este o autoritate în subordinea Ministerului Transporturilor. Este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, sunt numit de premierul României și sunt pe această funcție din 2018. Autoritatea pentru Reformă Feroviară
ca obiect principal de activitate, are obiectul principal de activitate al autorității este gestionarea contractelor de servicii publice. Și, bineînțeles, plecând de la această activitate destul de complexă, sunt și câteva activități conexe, evident, stabilirea rețelei feroviare sustenabile, stabilirea unor programe pentru creșterea calității serviciilor. Printre aceste programe avem și unul legat de achiziții de material rulant în care lucrăm împreună cu profesorii dumneavoastră. Avem două licitații în curs, una pentru achiziția materialului rulant regional și una pentru trenuri interregionale. Sunt absolvent al Facultății de Transporturi, promoția 1986, după ce a terminat ANCA, am terminat și eu în anul următor și cred că și domn profesor Popa, tot la fel, înainte. Am fost inginer stagiar, am continuat activitatea în CFR, ulterior, rapid aș putea spune, am fost promovat în Ministerul Transporturilor la Direcția Generală de Material Rulant. După reorganizare, aș fi spus marea reorganizare, dar cu ghilimele de rigoare, făcută în 1998, am continuat activitatea la CFR Călători și ulterior la AFER. Din 2002 am plecat în Olanda la Institutul European de Cercetări Feroviare la ERI, European Rail Research Institute, și am lucrat acolo ca manager de proiect. După ce m-am întors în România, am lucrat numai în domeniul privat, evident cu excepția perioadei actuale. Câteva repere importante ar fi activitatea mea într-o firmă multinațională. Am lucrat 7 ani la o firmă multinațională, la firma POR, și am fost manager de proiect adjunct responsabil pentru proiectul de modernizare a secției Câmpina-Predeal. Iar înainte să vin la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, împreună cu câțiva colegi am pus bazele ultimului operator feroviar pentru transport de călători, Astra Transcarpatic. Și, așa cum am spus, în prezent sunt președintele acestei autorități din 2018. Ca recomandări, ce aș putea să vă spun? În primul rând, e foarte important să acceptați provocările de care vă veți lovi în acest domeniu feroviar. Adică faptul că ați reușit să terminați o astfel de facultate, care nu e o facultate ușoară. Mi-amintesc cu plăcere, acum cu nostalgie uneori, de nopțile în care stăteam chiar și munceam la proiecte până dimineața, pe calc, milimetric. Chiar au fost multe proiecte și a fost multă muncă, deși atunci nu făcea mare plăcere. Dar parcă mi-aș dori câteodată să mă întorc la etapele alea, sigur nu se mai poate. Deci, nu cedați unor oportunități care vă pot apare pe parcursul vieții, mai ales acum la început. Dacă tot, cum am spus, dacă tot ați terminat facultatea asta, care nu e chiar ușoară, să vă apucați să vindeți produse cosmetice. Avem, din păcate, și mulți colegi care au terminat împreună cu noi și s-au apucat de alte cariere în cu totul alte domenii. E păcat. Domeniul feroviar este un domeniu de mare viitor, cum v-au spus anterior și ceilalți colegii noștri, și avantajul este că este un model, este un domeniu pluridisciplinar. Aici găsim toate activitățile, începând de la piatra spartă și până la cele mai noi componente de IT, cele mai bune programe în domeniul dirijării circulației. Este un domeniu foarte, foarte bun, în care îți poți găsi nișa sau culoarul care îți place cel mai mult. Fiți profesioniști, foarte mare atenție la compromisuri. Uneori, pe parcurs și ajungeți într-o poziție de conducere, puteți fi în diverse situații în care să faceți aceste compromisuri.
dar va trebui să le faceți de așa natură încât să nu vă fie rușine de voi. Și atunci, la limită, s-ar putea uneori să ajungeți în imposibilitatea de a spune merg mai departe sau nu. Dacă compromisul respectiv sau nevoia respectivă e atât de mare încât trece peste, peste capacitatea dumneavoastră de a lua, de a accepta acel compromis, nu faceți, ascultați-vă sufletul și nu faceți acel compromis. Implicarea politică nu este neapărat obligatorie. Eu nu sunt implicat politic, dar uneori ea poate fi utilă. Altfel ajungem, cum avem multe exemple, chiar și în prezent, când ajung ca domeniile feroviare din Ministerul Transporturilor sau din alte domenii care stabilesc politicile generale de dezvoltare, inclusiv pe domeniul feroviar, să fie conduse de fel și fel de mecanisme care, prin lipsa lor de cunoaștere, ne obligă și ajungem să facem și să luăm multe decizii care nu sunt corecte. Asta apropo și de compromisurile care vorbeam mai devreme. Deci, cam atât am vrut să vă spun. Nu vă lăsați, căutați să conduceți, pentru că altfel ne vor conduce alții. Și nu e bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnului Gavrilă. Vom continua cu domnul Călin Marian. Bună ziua! Mă auziți? Bună ziua! Sigur că da! Mă numesc Marian Mihail Călin, sunt actualmente director general adjunct al Autorității Feroviare Române, instituție pe care am și condus-o în perioada august 2018-ianuarie 2020 ca director general, evident. Mulțumesc în primul rând organizatorilor, domnului profesor Gabriel Popa, doamnei decan, pentru onoarea pe care mi-au făcut-o. Sunt extrem de onorat să fiu invitat ca și vorbitor la această acțiune. Mulțumesc în primul rând domnului Gabriel Popa, un profesor de care sunt legat în multe acțiuni și a pus amprenta asupra formării mele în mai multe etape, în primul rând ca profesor la Universitatea Politehnică Specializarea Material Rulant de Cale Ferată. Apoi domnul Popa a fost membru în comisia în fața căreia am susținut public teza mea de doctorat în anul 2014 și nu în ultimul rând a fost colegul meu în Consiliul de Conducere al Autorității Feroviare Române. Și sigur că trebuie să-i mulțumesc pentru toate aceste etape extrem de importante pentru mine. Așa cum spuneau și antevorbitorii mei, eu am avut o alegere extrem de ușoară. Nu m-am gândit nicio secundă la terminarea liceului că aș putea avea altă opțiune decât Facultatea de Transporturi, specializarea materialul rulant de cale ferată. Din pasiunea mea pentru locomotive, din tradiția de familie și sigur că 1991, 1996 m-a adus în situația de a fi un absolvent pasionat al Facultății de Transporturi, materialul rulant de cale ferată. Ulterior am făcut studii aprofundate într-o zonă înrudită, să spunem, cu specializarea de bază și anume la Facultatea de Mecanică, specializarea tribologie. Și câțiva ani mai târziu am urmat, așa cum spuneam, și studiile la școala doctorală organizată de Facultatea de Transporturi, specializarea material rulant de cale ferată, în coordonarea profesorului Ioan Sebeșan, încheiate după aproape 3 ani și jumătate, 4 ani cu acea susținere publică, în urma căreia am obținut titlul științific de doctor.
cu o teză care se cheamă Contribuții privind studiul fenomenelor de contact roată șină la vehiculele feroviare. Activitatea profesională mi-am început-o, evident, ca inginer stagiar la depoul Roșiori, acolo unde am ajuns ulterior, după câțiva ani, și șef depou coordonator. Am avut o experiență la fel de frumoasă ca șef depou coordonator la București, Triaj, un depou de locomotive mult mai mare. Am lucrat la CFR Marfă, am lucrat la CFR Irlu, filiala de reparații locomotive, unde în două mandate am fost director, anterior am fost și director tehnic, director general adjunct la CFR Marfă. Am avut anterior o provocare extrem de interesantă, tot la CFR Marfă, ca șef serviciu documentații tehnice, modernizare material rulant. Iar în 2010 am fost numit directorul Autorității de Siguranță Feroviară Română, unul din cele trei organisme, așa cum spunea și colega mea, Anca Bursuc, care funcționează în cadrul Autorității Feroviare Române. După care, sigur, din 2015 sunt director general adjunct al acestei instituții, în care funcționează cele trei organisme. Director general la timp de un an și jumătate. Nu este o instituție ușoară, însă cred că am făcut față cu brio provocărilor de la acea perioadă. Ce vreau să completez este faptul că, în afara celor trei organisme, la AFER, Autoritatea Feroviară Română, administrăm și centrul de testări feroviare de la Făurei, cu acel inel unde astăzi se fac încercări și teste la vehiculele feroviare cu viteze de până la 200 de km pe oră. Ca și concluzie, pentru că am depășit evident timpul, sigur că recomand tuturor absolvenților de liceu să meargă către o carieră de transporturi feroviare. Este o mare problemă în sistemul feroviar, pentru că sunt puține resurse umane care să ne conducă spre acea dezvoltare firească. O dezvoltare a sistemului feroviar pe care o așteptăm cu toții, ea va veni, pentru că trebuie să urmăm și noi trendul european al transportului feroviar de marfă și de călători. Discutăm astăzi despre directive europene, discutăm despre specificații tehnice de interoperabilitate, discutăm de regulamente europene obligatorii și în statul membru România. Discutăm de vehicule feroviare moderne care au început să opereze pe calea ferată din România. Sunt 8 locomotive Siemens care au intrat să opereze pe rețeaua din România. Discutăm de tronsoanele reabilitate, de tronsoanele de cale ferată modernizate și, în mod evident, de întoarcerea către calea ferată a mărfurilor, în special, și a călătorilor. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc pentru atenție. La revedere! Mulțumim și noi domnului Călin Marian. Vom continua cu doamna Georgiana Gologan. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă să particip în prezent ca fost absolvent, cu toate că mă simt proaspăt absolvent al Facultății de Transporturi. Am absolvit Facultatea de Transporturi la secția Transporturi, Trafic și Logistică în anul 2015. Ulterior am participat și la programul de master și am absolvit și acest program de management în transporturi, care ulterior m-a și ajutat la doar un an diferență.
Imediat după programul de facultate, după cei 4 ani de studii, m-am angajat cu ajutorul cadrelor didactice din transporturi. A fost o recomandare directă a domnilor profesori către compania Alstom, la care activez și în prezent. Și am fost angajată chiar de atunci. Programul de master l-am desfășurat cu bine, tot datorită implicării pe care facultatea o are, astfel încât studenții să-și poată desfășura și studii, dacă vor, în paralel cu un program de lucru, mai ales la partea de masterat. După 3 ani de activitate ca inginer în departamentul de verificare și validare în Alstom, am preluat managementul echipei și aici am aplicat practic ce am învățat în timpul masterului. La început, când am fost aleși, țin minte că eram un grup de vreo 6-7 studenți din transporturi, de la diferite secții, împreună și cu Marius, pe care îl văd aici prezent. Toți, bineînțeles că toți ne-am arătat capabili să ducem mai departe activitatea, chiar dacă veneam din domenii sau, mă rog, din arii de studii oarecum diferite. Principala atracție pentru Alstom în momentul respectiv erau studenții de la telecomenzi și telecomunicații în transporturi, dar ulterior, așa cum și astăzi fac și eu angajări pentru echipa mea, am început să căutăm studenți și din celelalte departamente, pentru că ne-am dat seama că cumva ceea ce studiem acolo se poate sintetiza sau putem combina cunoștințele și skill-urile cu care fiecare pleacă din facultate într-un mod armonios. Sunt bucuroasă să fiu absolvent al facultății, mai ales că m-a ajutat în cariera mea. Atât în timpul programului de studiu, am reușit să ajung să studiez și în Viena, la Facultatea Tehnică, prin programul Erasmus, și asta tot așa datorită implicării cadrelor didactice și, bineînțeles, a colaborării pe care facultatea noastră o avea și cred că o are și în prezent cu diverse universități din lume. Cred că mi-au fost recunoscute pregătirea și, bineînțeles, și determinarea, pentru că nu se poate, oricât te-ar ajuta facultatea, dacă nu ai un pic de determinare, e greu să reușești. Dar mă bucur că și acum, în prezent, Alstom, de exemplu, care probabil că știți, este o companie prezentă pe piața românească de mai mult de 25 de ani, are 450 de angajați în momentul de față în România și se ocupă atât cu semnalizări, cu parte de semnalizări pe tronsoanele de cale ferată, cât și cu mentenanța ramelor de metrou din București. Și avem ca și strategie expansiunea și suntem în plină expansiune în prezent, dar luând la bord, așa, ca să spun, studenți sau tineri absolvenți, nu căutăm neapărat persoane cu experiență, căutăm să îi îndrumăm pe tinerii absolvenți în, și mai mult în domeniu. Și mă bucur că în prezent, tot de la Facultatea de Transporturi, caut atât eu cât și colegii mei să înrolăm alți colegi pe mai departe în drumul nostru și în activitatea frumoasă, spun eu, pe care o desfășurăm, pentru că e plăcut să știi că lucrezi pentru unul dintre cele mai mari proiecte de transport din țară. Avem proiecte desfășurate pe Coridorul 4 și asta te face cumva să te simți mândru de munca pe care ai depus-o până acum. Succes în continuare, atât facultății cât și studenților care vor urma cariera și drumul acesta, și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Mulțumim și noi, cu rugămintea ca următorii vorbitori să își condenseze foarte mult intervenția. O să continuăm cu domnul Mihai Frumosu. Da, mulțumesc bunului meu coleg și prieten, profesor Popa, pentru invitație. Când mi-a spus că sunt invitat să vorbesc între oameni de succes, absolvenți ai Facultății de Transporturi, mi s-a părut ciudat. De ce? Pentru că eu nu cunosc pe nimeni absolvent al acestei facultăți să nu fi fost un om de succes în carieră. Și asta datorită unor oameni ca regretatul domn profesor Popa, tatăl bunului meu coleg și prieten, și a colegilor dumnealui, care au fost niște profesori de mare valoare și care, bineînțeles, au dat mai departe ștacheta celor de astăzi. Și din câte știu, Facultatea de Transporturi și în ziua de astăzi este o producătoare de profesioniști de elită. Eu pot să vin cu exemplul celui care a folosit ceea ce a studiat la Facultatea de Transporturi în străinătate. Am plecat în 1990 din România, eram încă inginer stagiar. Am plecat cu două valize, una cu haine, una cu cursurile bunilor noștri profesori de la Facultatea de Transporturi. Hainele a trebuit să le arunc pentru că nu aveau nicio relevanță în societatea de acolo. În schimb, cursurile sunt ceva pe care le păstrez cu drag și în ziua de astăzi, pentru că mi-au folosit ulterior în carieră și m-au ajutat să ajung unde sunt astăzi. La scurtă vreme după ce am ajuns în Marea Britanie, am reușit să prind un post la metroul din Londra. Și aici vin din nou cu un exemplu relevant facultății. Eram odată în metrou cu câțiva colegi de servicii de la metrou și s-au întâlnit cu alți prieteni. M-au prezentat pe mine în anii 90. România pentru ei nu era ceva foarte cunoscut. În schimb, ce au putut să spună despre mine, uitați, Mike este din România, ei au o școală excepțională de material rulant, el se pricepe și la frâne, se pricepe și la tracțiune, se pricepe și la structuri portante, el știe totul despre trenuri, au o școală excepțională. Asta este ceva ce mi-a rămas mereu minte și care, bineînțeles, sunt dator profesorilor noștri și pentru succesul în carieră. Am lucrat în foarte multe țări, timp de 20 și ceva de ani. Am umblat în toată lumea, de la Londra până la Vladivostok și începând din 2014 am avut șansa să mă întorc în România și să folosesc ce am învățat ulterior facultății, pentru că nu m-am limitat la ceea ce am învățat la Facultatea de Transporturi, ci am făcut și studii aprofundate ulterior cu diverse sacrificii, atât materiale cât și bineînțeles de timp. Nu e ușor când ai o familie să te rupi din viața de toate zilele și să studiezi în continuare pentru a te menține la un nivel înalt profesional. În drumurile mele am cunoscut alți absolvenți ai Facultății de Transporturi și
Este chiar, aș dori să menționez, un coleg de generație cu domnul profesor Popa, este Liviu Șoavă, care mi-a fost coleg la firma Sistra și care a ajuns chiar director al departamentului de material rulant la una dintre cele mai mari firme de consultanță din lume, nu doar din Europa. În afara lui mai sunt mulți foști colegi de facultate și nu avem timp acum să înșirui pe toți, ci doar doresc să întăresc faptul că și argumentul că această facultate este o fabrică de profesioniști de elită. Nu intru prea mult în detalii pentru că știu că timpul este scurt. Ceea ce doresc să transmit tinerilor care sunt interesați să se alăture acestei facultăți este că prin studiu în limba engleză li se oferă posibilitatea de a pleca din țară și probabil că mulți din ei o vor face și asta nu este neapărat un lucru rău pentru că plecând în alt mediu să mai studiezi un masterat, să prinzi experiență de bun practici din alte țări, este un lucru foarte bun, dar să nu uite niciodată România, să nu uite niciodată de unde au plecat și să încerce să facă așa cum a făcut și domnul Gigi Gavrilă, așa cum am făcut și eu, așa cum a făcut și alții, să încercăm să ne întoarcem și să dăm înapoi acestei țări ceea ce am primit inițial, și anume o bază solidă. Mersi. Mulțumim frumos. Vom continua foarte repede cu domnul Daniel Stanciu. Da? Bună ziua, mulțumesc frumos în primul rând pentru această invitație și pentru continuarea programului Erasmus. Am bucuria și plăcerea de a vedea atâtea persoane și atâția oameni care au făcut o carieră și au absolvit facultatea de transporturi. Și mă bucur să cunosc așa multe persoane și să știu că așa multe persoane s-au realizat și că au reușit să obțină în urma studiilor pe care le-au urmat în timpul facultății aceste beneficii și aceste oportunități care i-au ajutat foarte mult. Și pe scurt am să fac un mic sumar al istoricului meu. În 2005 am absolvit Facultatea de Transporturi, secția de telecomenzi și electronică în transporturi. A fost o alegere naturală, a fost o decizie a mea personală și o plăcere de a studia în acest domeniu. M-a atras foarte mult partea de electronică și chiar partea de informatică, ce se preda în facultate, în special în anii terminali. Am reușit, spre bucuria mea, să activez în domeniu încă din timpul facultății și am lucrat pentru aproape 2 ani de zile la o firmă din București care se ocupa de partea de transport rutier, de partea de automatizări. Și a fost o experiență foarte bună și foarte plăcută și benefică pentru că am realizat că toți acei ani de facultate și toate acele cursuri și toate acele informații pe care le-am primit de la distinși profesori pe care i-am avut în anii de facultate mi-au folosit foarte mult și m-au ajutat să construiesc în timp o carieră. Ulterior am avut posibilitatea și a apărut o ofertă de la compania Alcatel la momentul respectiv în domeniul transportului feroviar, partea de semnalizări, ceea ce a fost iarăși un plus, un avantaj și o întâmplare foarte fericită, nu numai pentru mine, ci pentru foarte mulți colegi de-ai mei care au absolvit în anul 2005 și ulterior. Și am reușit să mă angajez și să trec de interviuri și chiar am construit o relație de durată foarte mare. Ulterior, Alcatel a devenit Thales și divizia de transporturi de aici, din București, care activează de peste 20 de ani de zile. A crescut constant, iar momentan suntem un departament foarte mare de Engineering Competence Center, unde pe primul loc sunt persoane și
tineri absolvenți și oricine este interesat și pasionat de acest domeniu. Și vreau să vă spun că merită tot efortul depus în timpul facultății, merită toate acele ore petrecute pentru a studia și pentru a aprofunda cunoștințele predate și primite în facultate, merită toate acele laboratoare pe care le organizează profesorii și asistenții universitari și merită toate acele proiecte în care fiecare student trebuie individual să-și aducă contribuția lui, să folosească informațiile pe care le primește și să construiască și să facă diferite proiecte. Din punctul meu de vedere, indiferent care este, să zic, direcția pe care și-o alege fiecare din domeniul transportului feroviar, sunt foarte multe posibilități de urmat, inclusiv în domeniul acesta pe partea de semnalizări feroviare. Și oportunitățile sunt foarte importante pentru că sunt drumuri care se deschid atât în țară cât și în afară. Am avut constant colaborare cu Facultatea de Transporturi, cu secția de telecomenzi și electronică, transporturi, și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor profesorilor pe care i-am avut în facultate și cu care colaborăm în continuare, inclusiv domnul Florin Nemțeanu sau domnul Dorin Burețea, alături de care am avut permanent, să spunem, un contact și o relație directă. Chiar în timpul curselor, Thales a organizat și a avut o colaborare constantă, astfel încât am încercat ca noi, ca și companie care oferă posibilitate de carieră tinerilor absolvenți, să fie la curent, să cunoască compania, să cunoască care sunt posibilitățile, să le oferim informații despre ceea ce facem aici, în această companie, lucruri foarte interesante și foarte frumoase, și să le dăm posibilitatea să-și dezvolte capacitățile acumulate în facultate, urmând o carieră și încercând să vadă ce li se potrivește cel mai bine și să decidă mai departe pentru ei ceea ce este cel mai bine, căutându-și un viitor, bineînțeles, și construind lucruri frumoase alături de alți colegi și urmând exemplul domnilor profesori și a tuturor celor care îi ghidează și care îi învață foarte multe lucruri interesante din acest domeniu și nu numai. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și le urez mult succes tuturor celor care vor să urmeze această facultate. Și le spun doar că numărul posibilităților de carieră și nu numai și al oportunităților sunt imense. Am întâlnit colegi și foști colaboratori de la facultate pe care am avut ocazia să, poate pe unii dintre ei chiar să îi trăinuiesc sau, mă rog, să îi inițiez în acest domeniu după ce au terminat facultatea și ne-am întâlnit chiar și în Germania sau în Austria. Mulți dintre ei chiar lucrează la noi în Thales România în diferite echipe, poate chiar și la noi în departament, și lucrurile acestea sunt foarte frumoase și vreau să spun că această colaborare trebuie să continue și sunt bucuros și mulțumit în același timp pentru faptul că pot să dau înapoi o parte din ceea ce am primit în toți acești ani frumoși de facultate. Mulțumesc mult încă o dată și multă baftă tuturor! Mulțumim și noi! Domnul Zburlan, un minut vă las! Da, mulțumesc, dacă mă auziți. Da, te auzim. Da, e o mare onoare și, ce să spun, faptul că vorbesc ultimul chiar mă împovărează cu ultimul. Această greutate. Asta e problema, că nu ești ultimul. Nu sunt ultimul? Nu sunt ultimul. Atunci voi structura altfel speech-ul meu. Aș vrea să mulțumesc interlocutorilor care au vorbit până acum pentru că mi-au trezit într-adevăr nostalgie în ceea ce privește perioada de facultate, perioada de servici, de stagiu, și fac parte dintre cei care nu am vrut să vin la această specializare pentru că eu am terminat facultatea de transport, o secție de material van de cale ferată, dar unde am vrut eu să dau, n-am reușit să iau din cauza probelor medicale și a fost o decizie de moment. Fratele meu, terminând, fiind student la Facultatea de Transport, secția de autovehicule rutiere, am dat la aceeași facultate, nu am reușit să intru și cum era în acel sistem, am căzut la materialul an de cale ferată. Vă spun că a fost foarte greu primul an și jumătate, când nu faci nimic de specialitate, este... Pentru mine, cel puțin, a fost extraordinar de greu, dar microbul a început să crească cu anul 2 de facultate, semestru 2, când am început să facem lucruri tehnice,
de specialitate și așa cum domnul Gavril a spus, să știți că nu este o facultate ușoară, este chiar o facultate grea. Este o facultate pentru oameni serioși care vor să muncească după ce termină facultatea, pentru că și după ce se termină facultatea, indiferent unde veți merge, dacă veți merge în sectorul feroviar, este foarte mult de lucru, pentru că se lucrează în primul rând pentru călători, dacă vorbim de transportul urban și nu numai pentru transportul urban. Eu lucrez la Metrorex, că trebuia să încep și cu lucrul acesta. Am terminat facultatea de transporturi în anul 1988. Am luat primire partiție la depoul CFR Piatra Olt, unde am lucrat la reparații locomotive. Din 90, Metrorex la acel moment a decis să angajeze un număr de 80-90 de ingineri pentru activitatea din subteran, și aici îi mulțumesc domnului Octavian Udriștel, că îl văd aici și invitați, făcea parte din colectivul de conducere și de atunci îmi desfășor activitatea în această societate. Ingineri fiind, am început de jos mecanic ajutor, mecanic, colectare, nu știu dacă mai țineți minte, înainte taxarea era cu lei și colectam bani și duceam la caserie, după care am lucrat la exploatare, șef de pou adjunct, director de exploatare, chiar o perioadă și director general, acum sunt șef serviciu tehnic în cadrul Metrorex. Noi sprijinim Facultatea de Transporturi prin a permite studenților care fac practica la Metrorex și care doresc să facă practica la Metrorex, pentru că aici sunt foarte multe specializări din foarte multe domenii, nu numai de material rulant, și de telecomen și electronică în transporturi, și de transport urban și intermodalitate, precum și alte specialități în electronică, în construcții civile, în construcții de cale ferată, fiind o societate care absorbe foarte mulți absolvenți. De aceea eu, pentru cei care vor să urmeze această facultate, și vorbesc aici și de specializările de telecomen și electronică în transportul și specializarea de material rulant, pot găsi de lucru în România, nu numai la Metrorex, sunt foarte multe societăți private și societăți de stat care fac angajări, dar bineînțeles, așa cum au spus și colegii mei anterior, oportunitățile în străinătate sunt de asemenea de luat în considerare. În încheiere, aș vrea să vă spun că eu am văzut cât de mare este această industrie feroviară în 2005, când am participat la prima expoziție de material rulant. Am avut onoarea și privilegiu la InnoTrans Berlin, care este cea mai mare expoziție de material rulant care se organizează la 2 ani din lume, și am văzut ceea ce înseamnă acest domeniu. Este ceva ce nu putem să ne imaginăm, câte societăți și câte specializări sunt implicate în transporturi feroviar de călători și de mărfuri. Mulțumesc mult de tot! Gabi, mulțumesc și eu, domnul Udriște, dacă puteți să trageți o concluzie. Nu vă auzim, dați drumul la microfon. Se aude acum? Da, vă auzim. Mulțumesc pentru invitație, domnul Udriște. Cât se poate de scurt. Da, sunt onorat. Eu s-ar putea să fiu interpretat subiectiv. Eu sunt a treia generație de feroviar în familie și fiica mea, a patra, construiește trenul la Stadler în Berlin. Așa. Deci, potențialii studenți pentru Universitatea de Transport s-ar putea să mă considere subiectiv. Dar nu există copil care să nu se fi jucat de-a trenul. Da? Și înseamnă că de la început această instituție de transport pășină este atractivă. Dacă e atractivă la copii, de ce să nu fie și la adulți? Dar atractivitatea ei depinde de seriozitatea instituției și a politicii guvernelor care o sprijină această instituție. Din păcate, în ultimii 30 de ani, această instituție indispensabilă unei țări de mărimea României, cum este Instituția Căilor Ferate Române, a fost neglijată. N-a meritrificat un kilometru modernizarea și întreținerea, mentenanța infrastructurii la pământ, viteza comercială 44 de kilometri pe oră la trenurile de călători, în medie, cum să fie atractivă și pentru perspectivă. Dar
nu vom putea scăpa de obligația de a ne ocupa de această instituție, pentru că Uniunea Europeană, din dorința de a promova instituțiile, societăți, sistemele de transport prietenoase cu mediul, a decretat anul 2021 an feroviar. Opa, de ce? Ca să stimulăm acest sistem de transport. Să vedem ce o să facem noi. Sper să nu să ne limităm la o emisie de serie de timbre destinate căilor ferate, ci să facem mult mai mult decât atât. Și niște semne sunt, se pare că se face licitație pentru studiul de electrificare Constanța-Mangalia și tot așa, trebuie să facem ceva, că am rămas în urmă. Sistemul acesta este de perspectivă, sistemul feroviar. Uitați-vă, Uniunea Europeană a pus la cale o linie de mare viteză Paris-Budapesta. Dar Europa se termină la Budapesta. Noi ce facem? Noi, în 2008, când am făcut o înțelegere tripartită, Austria, Ungaria, România, linie de mare viteză, nota bene, sub 250 de km pe oră, nu de aceea de 300, pentru că ne trebuie o linie care să accepte și sistemele clasice de transport, deci sub 250 de km pe oră, s-a semnat acordul tripartit în 1 octombrie 2008, s-a schimbat guvernul, a plecat Orban, a venit Berceanu, ce e cale ferată, autostrăzi, plecați de aici. Și ne-am făcut de râs în Europa. Acum se reia problema, pentru că spuneam să nu se oprească la Budapesta Europa din punct de vedere feroviar. Deci, oameni buni, instituția este de viitor. E frumoasă. Veniți la la această specializare, pentru că are perspectivă. Chiar dacă în acești 30 de ani, cum spuneam, instituția a fost neglijată la noi, din păcate. Eu vă doresc succes. Plimbați-vă, jucați-vă de-a trenul până la pensionare. Mulțumim frumos, domnul Amedeo Neculcea, cu scuzele de rigoare, aveți cuvântul și... Da. Domnule profesor, estimați colegi, a fost o onoare să vă ascult pe dumneavoastră. A fost o onoare să cedez din timpul GFR-ului ca să putem auzi toate aceste povești și toate aceste sfaturi pentru viitorii noștri colegi. N-aș vrea nici eu să vă rețin prea mult, dar nu pot să trec peste câteva aspecte, adică de ce ne-am face noi, alți colegi, cum am putea noi să-i atragem? Aș vrea să le zic că există numeroși istorici, politicieni, care deja consideră că am intrat într-o epocă a mobilității generalizate. Toată lumea se deplasează, există niște necesități de transport din ce în ce mai mari la nivel global. Domeniul acesta al transporturilor este extraordinar de ofertant din perspectiva aceasta optimizării inginerești, din perspectiva optimizării fluxurilor de trafic. De aceea eu îi încurajez pe absolvenții de liceu să vină la Facultatea de Transporturi, la Transport, Trafic și Logistică. Asta e facultatea pe care eu am terminat-o. O facultate extraordinar de frumoasă. Eu sunt din categoria acelor care nu au avut rude în domeniul feroviar, nici nu am avut ca intenție clară să ajung aici. Dar intrând în contact cu Facultatea de Transporturi, cu cursurile extraordinare de sisteme de transport, de informatică și cibernetică în transporturi și toate celelalte, am rămas captat în această zonă. E o definiție frumoasă a domnului profesor Raicu despre legat de ce înseamnă transportul și spunea dumnealui că transportul este omul în relațiile sale cu umanitatea. Transportul se adresează unui public extrem de larg, atât în zona publicului călător, cât și a transportului de mărfuri. Și de aceea sistemul de transport este într-adevăr în contact, într-un contact special cu umanitatea, susținându-i dezvoltarea continuă.
Deci transportul feroviar, și nu doar feroviar, transporturile în general, dacă veți urma cursurile Facultății de Transporturi la Trafic și Logistică, informațiile de acolo vă vor pune în contact cu relațiile, de exemplu, dintre infrastructură și teritoriu, caracteristicile rețelei, cum influențează teritoriul, organizarea teritoriului, societatea. Și automat, facultatea ne pune în contact cu tot felul de domenii ale istoriei, ale sociologiei, ale economiei, ale dreptului, pentru că nu putem înțelege transportul fără contractul de transport, nu putem înțelege transportul fără aspectele economicității sale, pentru că ceea ce facem trebuie să fie profitabil și să fie în avantajul atât a societății, a clienților, cât și a companiei care execută transportul. Vă încurajez din toată inima să faceți această facultate care nu vă va dezamăgi. Despre mine am terminat în 96, în 97 am terminat și un master, am fost șef de stație la Socola, o stație de grad special, singura de pe regională a Iași. Am fost șef serviciu trafic, în 2005 am intrat în zona privată, trecând pe domeniul comercial. Am fost și director comercial și director general al casei de expediții. În prezent sunt director general adjunct la Grup Feroviar Român. Am susținut și o teză de doctorat în cadrul școlii doctorale transportului, o experiență extraordinară. Deci vreau să vă spun că acest domeniu al transporturilor oferă o paletă foarte largă de evoluție profesională. Există oportunități cu duiumul, iar în condițiile în care mobilitatea devine generalizată și se extind, vitezele cresc, necesitățile de transport cresc, este categoric un domeniu de viitor care nu are doar istorie, ci are și un viitor substanțial. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare tuturor participanților la această discuție și gânduri bune celor care sunt acum în pragul alegerii domeniului de activitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Închidem aici. Domnul Udriște vrea să mai spună un cuvânt, un singur cuvânt, domnul Udriște. Microfonul. S-a deschis acum. Domn profesor, am uitat să spun apropo de carieră. Am terminat Institutul de Căi Ferate, țineți cont, promoția 58. Sunt mulți ani de atunci, am trecut de 86, Facultatea de Mecanică, secția locomotive. Și mi-am început cariera la Brașov după stagii pe Abur. Fochist, la manevră, marfă și cărători, pe proprie răspundere. Fac o paranteză. Astăzi faci facultatea, faci masteratul, nu vreau să supăr pe nimeni, și devii consilier al ministrului, fără să treci pe la șaibă. Poate exagerez. Importanța stagiilor este primordială. De acolo, la 24 de ani, am luat în piept tracțiunea diesel. Au venit elvețienii la Brașov și eu eram singurul inginer vorbitor de germană. Și am preluat la 24 de ani răspunderea acestui sector. Formă de altă postură, în 63, concursul de locomotive electrice pe Brașov-Predeal, la direcția tehnică. Iar în 77, deci am fost în 67... Da. Nu pot să vă mai las. Am vrut să vă spun că am fost în Germania și am adus induzii în țară. Induzii mi se datorează și mă fălesc cu asta. Și în 77 am luat cu cei 5 feroviari organizarea metroului de la zero și am ajuns aici. Altă vă dată. Mulțumim! Vă mulțumim din suflet! Vreau să mulțumesc tuturor participanților. Nu mai avem timp de concluzii. Ne cerem scuze colegilor noștri de la GFR. Vă doresc o zi frumoasă, numai bine!